Salut! Pe Klaus al nostru îl știți. Mă rog, el e Petrică, nu-i Klaus. Mă rog, Klaus e al lor, că al nostru nu e neam. Așa cum a zis el la alegeri, citez dintr-un general, președintele e pus de structuri, nu ales de popor. E, băiatul ăsta a pus de structuri, a fost într-o vizită la șeful ăla mare, șeful la arme și la bani. Fără să anunțe această vizită, că ce, el cu 10 la golf anunță, că de, dacă știu structurile, ce să mai știe și poporul cum se duce. Prilej de nesfârșite meme pe care le vedeți și aici. Bun. Biden l-a recunoscut de data asta. I-a zis Rute de vreo două ori, dar până la urmă l-a recunoscut. Și cum l-am văzut el frământându-și basca în mână așa, l-a trimis acasă cu o treabă de arme. Că de, Biden este și omul complexului militaro-industrial, ăla care ne face războaie la planetă. Ordinul a fost să dea slava și patriotul românesc lui Zelinski. Opa! Foarte agitat, învârtindu-și compulsiv inelul pe deget. De când a început conflictul din Ucraina, se tot vorbește de livrarea de către occidental de sisteme HIMARS și Patriot care să apere teritoriul de rachetele rusești și chiar să bombardeze teritoriul Putin în replică. Miza cea mare era racheta cu rază lungă de acțiune, capabilă să lovească 600 de kilometri, ceea ce ar fi putut periclita serios teritoriul rusesc. Numai că președintele au o problemă. Legea. Așa cum observa Bogdan Tiberiu Iacob pe InPolitics, România a comandat 7 baterii Patriot de la americani, a primit 4, dintre care unul singur e operațional, alte 3 fiind în curs de finalizare. Cum ar veni, avem chitanța la ele, dacă ne întreabă Putin, îi arătăm chitanțele la Patriot. Dacă ar fi după mine, eu le-aș da toate armele din România. Bă, da, bă, toate. Dar mai e o chestie. Încă o dată. Legea. Dacă știm ce prevede codul penal român, ce să faci? N-ai ce să faci. Credeți că Sapsu, pe care a zis el prima dată în viața lui că se consultă, îi va da voie? Securistul numărul 1 de pe lista PSD la europarlamentare, Mihai Tudose, zice la o emisiune că da, e fezabil să le dăm scutul, să le dăm tot. Așa cum zicea și președintele Biden, România a întrecut toate așteptările în a servi patria Statele Unite ale Americii. Deci aspirațiile lui Klaus la funcția supremă în NATO, aia pe care o va ocupa altcineva. Unul Rute care ne tot bip pe noi români. Dar nu e așa, dacă șeful e mulțumit, ce mai contează funcția? Până la urmă, există un description care trebuie respectat. Și noi suntem parteneri serioși. Ce naiba? Hai, Petru, că să facem și noi niște patrioți de ăștia, dar ai noștri de treabă facem.